Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, vineri, cu o zi și jumătate înainte de sărbătoarea Paștelui. Astăzi încercăm să fim smeriți, dacă se poate, să fim liniștiți, dar nu se știe niciodată dacă ne iese sau nu ne iese. Emisiunea de astăzi are parte de doi invitați de marcă, ambii vechi colaboratori ai acestei emisiuni. Primul dintre ei, domnul Dr. Liviu Harbuz, director la cabinetul primarului, directorul cancelarii sau cabinetului primarului Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bine. Bună dimineața! Nu există cancelarii, mi-e dor de o cancelarie, dar de școală. Sper că cancelarea primului ministru, ceva de genul ăsta. Bine v-am regăsit! Bine v-am găsit! Vă salut și pe dumneavoastră și pe invitatul care urmează. Salut și pe domnul Bulai. Atunci îl anunțăm și pe domnul Bulai. Bună dimineața, domnul Bulai. Bună dimineața, mulțumesc pentru primire, pentru cafea. Salut Liviu, mă bucur să ne reîntâlnim aici. Da. Deci atunci începem emisiunea cu domnul Liviu. Eu am vrut să păstrez misterul. Scuze, nu știam că e o surpriză și pentru mine a fost recunoscută. E una plăcută. Domnul... Să revenim la locurile noastre de acasă, de parcare, că asta era subiectul pe care vroiam să-l lămurim. Eu recunosc că nu înțeleg rațiunea pentru care se întorc parcările la SC Parking Exa și aștept... Încă nu se întorc, deci asta era doar backup-ul în cazul în care, și noi ne așteptam la asta, prefectul va ataca în contencios pe niște motive care numai de legalitate nu țin, mai degrabă țin de o atitudine politică care până la urmă are impact asupra cetățenilor, un impact negativ. Dar aș vrea să prezint puțin tehnic și cu clarificările de rigoare și dacă dumneavoastră aveți neclarități, eu pot răspunde la ele. Pe 28 februarie anul acesta a expirat contractul cu Parking. Contract care era din 2015, odată cu expirarea contractului, am rămas în aer, bineînțeles, pe niște chichițe legislative. S-a pus problema atribuire directă către Parking a activității, dar acest lucru a fost imposibil, Parking-ul, având la vremea aceea, chiar aș putea spune că ieri s-a încheiat acest capitol, și într-un sens bun, având la acea vreme și acționariat privat. Deci 9,3% era acționariat privat, persoane fizice, persoane juridice, în plus fiind Consiliul Local, care avea peste 80%, și desigur cele trei societăți ale primăriei, Urbanul, Publiservul și Salubritas. Ei, legea ne interzice în momentul în care există și acționariat privat să facem atribuire directă. Ăsta a fost motivul pentru care în acel moment primăria a fost obligată să preia, să improvizeze, să facă eforturi supraomenești pentru a asigura continuitatea alocării contractării parcărilor din Piatra Neamț. Astfel a fost înființat un birou. A fost creat un soft, pentru că vă aduceți aminte, la momentul respectiv Parking-ul nu a vrut să ne pună la dispoziție acel soft, considerând că nu e un bun de retur și că este investiția lui Parking. Am început procesarea dosarelor, am contactat cetățenii, s-au procesat în jur de 300 și ceva de contracte, în sensul în care peste 200 au fost și semnate. Și aici mă refer, desigur, la cei care aveau contracte cu o dată de expirare în luna martie, în luna aprilie. Deci am încercat să acoperim această criză, dar, desigur, am întâmpinat greutăți și din punct de vedere logistic și din punct de vedere al resursei umane.
Ei, când toate au început să funcționeze, a venit prefectul instituția prefectului și a atacat în contencios acest HCL, mă refer la HCL 49 și HCL 103, care practic aproba regulamentul privind parcările. În acest moment, toată activitatea privind parcările în Piatra Neamț este blocată. Ea este blocată conform legii până când vom avea o hotărâre a instanței. Asta poate să fie peste 2 luni, peste 6 luni sau chiar peste 2 ani. Îmi cer scuze, vă întreb ceva. Activitatea este blocată sau este anulată, este cum să spun, sunt oprite efectele hotărârii de Consiliul Local? Pentru că e corectă precizarea noastră, da, este practic suspendată hotărârea numărul 49. Exact. Dar asta implică blocarea activității. Dar există planul B la care noi am apelat, pentru că atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat în februarie pe 28, am început o acțiune de recuperare, răscumpărare a acțiunilor privaților din parking și am reușit să finalizăm acest lucru. Deci în momentul de față, parking are acționariat doar de stat, deci mă refer aici la Consiliul Local, cele 3 societăți și parkingul care a răscumpărat aceste acțiuni. Mai am o întrebare. Parkingul a răscumpărat acțiunile, deci în momentul ăsta să înțeleg că parking este acționar la parking? Da, este o procedură consacrată. Aceste acțiuni vor fi anulate și astfel crește ponderea acțiunilor celorlalți acționari, respectiv a Consiliului Local. A Consiliului Local și a societăților Consiliului Local. Și a societăților, bine, în proporție foarte mică, pentru că, de exemplu, nici nu mai știu exact, cred că Publiservul are 1,8%. Da, dar parkingul acum cred că a ajuns la peste 10%. Nu, parkingul n-am documentat. Avea vreo 9% și cu ce au cumpărat? A ajuns undeva la 9, dar, repet, parkingul nu va fi acționar prin anularea acestor acțiuni. Bun, să mergem mai departe. În acest moment, statutul juridic al societății parking ne permite atribuirea directă. Se va face atribuirea directă. Problema este cea pe care a invocat-o și în plângerea prealabilă și ulterior în contenciosul administrativ instituția prefectului, respectiv consultarea publică, care prin lege ea trebuie să dureze 30 de zile. 30 de zile noi trebuie să dăm acest proiect de act normativ în consultare publică și aici mă refer în mod special la regulament. În același timp, în lege, și mă refer aici la legea 52, în legea 52 apare caracterul de urgență. Caracterul de urgență care poate limita la mai puțin de 2 săptămâni consultarea publică atunci când sunt afectate, așa scrie în lege, afectate grav serviciile către populație. În acest moment noi nu putem decât, pentru că există riscul ca prefectul să atace din nou orice am face, să ne vină cu o prealabilă, întrucât instituția prefectului nu are doar rol de control, are rol de îndrumare. Și în cadrul unei bune colaborări pe care ne-o dorim noi, o să cerem îndrumare de la prefectura. Și să ne spună prefectura dacă avem voie sau nu avem voie să scurtăm această perioadă invocând caracterul de urgență. Eu vedeți că sunt foarte disciplinat. Dacă cereți îndrumare, s-ar putea să primiți răspunsul peste 2 săptămâni. Dincolo de caracterul de urgență al hotărârii. Asta poate să spună foarte multe. Deci dacă prefectura va considera că nu e interesant și nu e important acest aspect al blocării, poate celui mai important serviciu în Piatra Neamț, respectiv parcările, gândiți-vă că în perioada asta multor cetățeni le vor expira contractele.
și ele trebuie reînnoite. Deci s-a creat haos, s-a creat panică, ca să nu mai vorbim. Eu nu știu de când, nu mi-aduc aminte ca nu există vreo cutumă prefecții să dea comunicat de presă atunci când atacă în contencios. Și culmea să apară întâi un comunicat de presă și ulterior să apară introducerea în... Astea sunt chestiuni care țin de imagine și de, știu eu, băgat bățul prin gard. Eu pe final aș vrea să vă întreb ceva, că să lămurim un pic. Dacă îmi permiteți, până am terminat... Vă rog. În aceste condiții, în mod normal, pe această strategie, noi ar trebui să reluăm activitatea, atribuind direct parkingului activitatea de parcare, prestarea acestui serviciu. Deci, noi vrem să simplificăm procedura cât mai repede și să oferim o activitate firească, normală și mai ales legală privind contractele pentru parcare. Am înțeles. Eu am o singură întrebare. O să discutăm, probabil, după sărbători, mai în amănunt. Aș vrea să facem o emisiune mai în amănunt, apropo, privind parkingul și activitatea. Știu că nu place cuvântul trecută a parkingului. Eu aș vrea să știu doar așa, dacă în momentul acesta avem vreun raport prezentat Consiliului Local de către reprezentanții acționarului majoritar la parking, un raport care să arate implicarea acționariatului în rezolvarea acestei probleme și, doi, dacă există vreun raport de activitate privind managementul de la parking, cum să spun eu, știți că se fac anual tot felul de cum se cheamă, evaluări. Eu dacă mă iau după evaluarea făcută în conferința de presă de către domnul primar și cei doi viceprimari, deci după ce s-a spus acolo, în mod normal managementul de la parking n-ar mai putea să continue. Deci în ce privește, să nu uităm care este structura și cum se conduce o societate comercială. Deci avem adunarea generală a acționarilor, avem Consiliul de Administrație, care are un rol executiv, și avem managerul acestei societăți. În momentul de față vorbim despre instituții și poziții, nu vorbim despre persoane. Dar n-am zis de persoane, am zis managementul în general. Avem rapoartele, avem în această perioadă primăria a făcut și un audit la societatea parking, deci avem raportul de audit, deci Atunci am și eu o singură rugăminte, așa cum noi trebuie când venim să facem un contract să aducem niște documente, să ne dea fiecărui locuitor când venim, lăsăm adresa de mail, raportul de audit și rapoartele privind societatea, ca să putem să știm cu cine lucrăm, ca să nu cumva să ne mai încaseze bani înainte. Și o solicitare a dumneavoastră, pentru că nu ne apucăm acum să le dăm la cetățeni rapoarte sau să-i băgăm în jocuri de imagine sau jocuri politice sau jocuri am administrative. Înțeles. Dumneavoastră veți primi aceste rapoarte în cadrul bunei colaborări pe care și promisele public. Și mai ales cu dumneavoastră. Și dumneavoastră veți informa cetățenii cu mare drag. În raport cu ceea ce veți constata în urma lecturării acestor rapoarte. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc sărbători cu bine. Permiteți-mi să le urez tuturor celor care vă urmăresc sărbători fericite și liniștite. Să salut din nou pe Iulian și pe dumneavoastră. Să-i mulțumim pentru răbdare. Da, îi mulțumesc că... Cred că e prima dată când m-am ascultat. Exact. Și îți mai spun și Paște fericit, Liviu, să sărbătorești bine zilele astea. Mulțumesc foarte mult, sănătate bună. Mulțumim frumos, o zi bună. Deci, oameni buni, ne-am lămurit cu parcările, deci ne întoarcem de unde am plecat la parking. Mă rog, o să discutăm lucrurile astea cu altă ocazie, eu doar atâta vreau să remarc că este necesar să vedem ce anume s-a întâmplat acolo, dacă există un audit făcut profesional, nu la comandă, și dacă există o implicare a acționarilor, majoritar, minoritar acolo.
ideea asta cu răscumpărarea acțiunilor, nu știu în ce măsură ajută, decât doar ca să dăm, să încredințăm direct o activitate. Nu vă cer părerea cu privire la parking, că nu cred că este cazul acum. Haideți să vedem, eu nu știu de unde să pornim discuția noastră, domnul deputat. Aș porni de la ultimul sondaj de opinie publicat la cererea, cred că a PSD-ului a fost făcut ăsta, în care ne arată un PSD peste 30%, un PNL care a crescut cu 3 puncte, un AUR care e pe la 14 și un USR care este la 15. 15, o valoare aproape consacrată. Ce, cum comentăm lucrul ăsta? Sunt foarte multe de spus. În primul rând, mă bucur că ne revedem. Și eu. Și mulțumesc pentru primire. În timp de criză, românii și oamenii privesc spre stabilitate. Și aceasta este o chestiune care îi privește pe toți politicienii din toate țările vecine cu o țară agresată. De aceea, cred că poate să fie un sondaj foarte corect cât privește procentele aferente partidului pe care îl reprezint. Acolo am fost noi mereu, cu o marjă de eroare de 2-3. Asta am 4%. Zis, e o poziție consacrată. Că e 11, 12, 13, că e 15, că e 18. Aceasta este acum partea de Românie care dorește intransigența, reformele și solicitările pe care noi le avem, fie în consilii locale, în Consiliul Județean, fie în Parlament. Pe de altă parte, cea mai interesantă și cred eu că foarte credibilă informație din acest sondaj este cea care privește un partid extremist care și-a dat rama pe față și care acum nu mai este la 20+, ci este la 14%, și mă bucur că atunci când prea puțini oameni aveau curajul să vorbească deschis despre caracteristici corecte cu privire la acest partid, prea puțini au făcut-o. Eu am făcut-o atunci și mă bucur că românii înțeleg, și mai ales nemțenii înțeleg, că niciodată, indiferent de cât de mult ne iubim țara, nu putem să, să urâm sau să declarăm antipatii față de UE, NATO și simpatii față de Rusia. Asta s-a întâmplat cu partidul respectiv și acum România a înțeles foarte bine asta, plus că înțeleg că pentru a fi o democrație liberală e nevoie de mai mult USR. Și asta îmi dă mie speranța acum. Bun. Eu, în general, ca om care am studiat istoria, mă feresc să... Astăzi, politicianii, eu înțeleg, trebuie să puneți accentul pe anumite cuvinte. Eu mă feresc să pun etichete, pentru că în momentul în care spun partid extremist, eu mă gândesc la sensul cuvântului extremist. Pentru că în aceeași măsură, un partid extremist poate fi un partid extremist de pe eșichierul politic din zona cealaltă. Adică, pot să-și justific lucrul ăsta. Știți ce vreau să spun? Pot să spun că este un partid care are anumite prevederi care, așa, sau pot să spun că este extremist, că este la extrema unei părți a eșichierului politic. Acum mai bine de 25 de ani, toate partidele din România s-au întâlnit, sau reprezentanții partidelor politice, liderilor, s-au întâlnit la Snagov și au trasat două direcții mari pentru România, de la care niciun partid în ultimii 25-27 de ani nu s-a abătut. Aceste două direcții au fost următoarele. Pro-UE, pro-NATO. Nu Comunitatea Statelor Independente, nu Pactul de la Varșovia, nu Federația Rusă, ci Vest-Occident. UE, NATO, Schengen. Acesta este primul partid parlamentar care și-a asumat un discurs explicit anti-UE, anti-NATO, care
dorea până de curând să replice fenomenul Brexit în metoda Roxit și care și-a demonstrat și afinitățile față de Rusia. Nici măcar Partidul România Mare nu a spus că la un moment dat România ar trebui să iasă din Uniunea Europeană. Președintele partidului respectiv a fost membru al Parlamentului European. De asta îmi justific exprimarea cu exemple foarte concrete. În 25 de ani, în Parlamentul României, nu au existat asemenea partide. Și cei de centru stânga, la stânga de PSD, UNEPR-ul, un partid într-adevăr militarizat, erau și ei pro-UE, pro-NATO. De asta cuvintele mele nu sunt goale, sunt foarte bine alese și sunt justificate de ce am văzut în afișarea lor, în exprimarea dorințelor de politici publice și de dezafiliere din aceste două mari cluburi selecte ale lumii în care noi suntem și care fac ca România să fie mult mai bine acum, UE și NATO. Bun, poate reușim într-o zi să discutăm un pic pe doctrine politice și pe lucruri de genul acesta, pentru că eu constat în discursul public că se vorbește foarte mult, fără nuanțe. Dar despre asta o să discutăm. Pentru am avut nuanțe despre partidul respectiv la emisiunea în care am fost noi doi, da. Dar nuanțele respective au fost foarte bine explicate cu dacă, fără dacă. Da. Și partidul respectiv nu a ales varianta național-conservatoare, are, da. Pro-UE, pro-NATO. Gen, na, că-mi scap acum, a fost domnul Târziu Lavric. Nu domnul s-a ales varianta intelectualilor din AUR. S-a ales varianta extremiștilor din AUR. Apropo, ați avut o discuție mai, să spunem așa, semicontondentă cu domnul Simion. Ce se mai întâmplă? Care dintre ele? Cea cu trasul de urechi. Eu am crezut prima dată că e ziua noastră, știți? Nu. El așa este el. Uneori lipsit de educație, uneori violent, uneori într-o joacă prost înțeleasă, dar așa ceva nu o faci cu absolut nimeni. Și ce s-a mai ales? Nu asta s-a făcut o plânge. I-a făcut o sesizare, cred că a ajuns la Comisia Juridică, apoi a venit la mine să-și ceară scuze și am spus că nu te ceri scuze de la mine, trebuie să-ți ceri scuze din fața colegilor parlamentari pentru că tu ai făcut gestul ăsta în Parlamentul României, nu l-ai făcut pe stradă sau la un restaurant și mai departe eu îți urez succes. Nu doresc să interferez deloc cu persoana respectivă și sper să aibă mai multă înțelepciune în comportamentul de zi cu zi, pentru că unele lucruri se fac, poți să contești un om, poți să protestezi, poți să blochezi lucrările Parlamentului ca gest extrem, dar în chestiuni de atac personal și intervenție în zona intimă a celuilalt. Bun, aici nu este mergi. Clar, orice chestie de genul ăsta trebuie sancționată și nu foarte târziu. Ele trebuie sancționate rapid pentru că asta este o mare problemă la noi. Începe un proces în 2015, se dă prima sentință în 2018, se dă prima sentință în 2022 și următoarea sentință în 2025. Da. Deci este o mare problemă. Dar apropo de ce se întâmplă în acest moment pe scena politică? Vorbeați că lumea vrea stabilitate. Mie mi se pare că lumea își dorește mult prea multă stabilitate în momentul acesta. Adică toată lumea pare să fie mulțumită și inclusiv din zona opoziției câteodată vin semne de genul acesta. Dom'le, e bine că avem un guvern stabil și noi ne facem treaba în opoziție, stăm cu ochii pe ei. Îi tragem de urechi pentru că oricum nu putem face altceva în momentul ăsta. Acesta e un paradox. Și vine domnul Ciolacu zilele trecute și ne spune, zice, nu văd altă soluție nici după 2024, nu-i contrazis de nimeni, pentru că toată lumea pare să fie mulțumită cu acest USL, nu? USL 2.
Trei, cât o fie. Guvernarea militaro-socialistă, așa cred că este foarte corect să o numim. Că e bine, că e rău, sunt multe de spus. Noi spunem că nu e bine, că oamenii văd prețuri mari, facturi mari, prea puține investiții, prea mulți oameni angajați la stat în ultimele 4 luni, 13.900, prea puțină încurajare pentru... Da, în mediul privat. Mai mulți. Dar ideea că lucrurile nu merg bine și totuși există o majoritate de 75% în Parlamentul României, ai PSD, PNL, UDMR, minorități, care îți permite să schimbi tu singur Constituția din Parlament. Nu mai e nevoie de consultare populară, nu mai e nevoie de referendum. Mă îngrijorează în sensul că, în ciuda acestei puteri, nu se întâmplă lucruri. Legea offshore nu intră mult mai repede pe ordinea de zi a Comisiei de Industrie pentru a fi dezbătută. Și se trenează această discuție din ultimii 3, 4, 5 ani. Nu putem și să facem ceea ce este corect, adică să stopăm orice formă de import energetic de la ruși, sub orice formă, că e petrol, că e gaz, și să nu beneficiem de resursele noastre proprii, prin exploatare proprie, cât mai repede, în această perioadă de tranziție energetică. Pentru că s-ar putea ca peste 10-15 ani, unul, gazul să termine, doi, să nu se mai poată folosi în forma de acum, trei, să se găsească alte resurse alternative care să poată să fie mult mai eficiente și mai ieftine. De aceea există o putere uriașă acum în această coaliție și prea puțină acțiune. Acest lucru spunem noi, că aveți foarte multă putere, o folosiți prea puțin în chestiuni care contează adevărat acum pentru români. Și aveți puterea asta. Acum te întreb, dacă un parlament are o majoritate de 45%, coaliția de guvernare la fel, de unde vine blocajul? Cine îi blochează pe ei în a trece la acțiune pentru a avea un cadru legislativ care să permită exploatarea de gaze din Marea Neagră? La întrebarea asta trebuie să răspundă ei cât mai repede. Probabil că se ceartă pe anumite argumente pe care nu le cunoaște nimeni în spațiu public acum. Dar oricum, lipsa de acțiune este simțită la nivelul românilor și soluțiile sunt acolo. Noi le-am spus concret în ultimii 4 ani. Apropo de modificarea Constituției, cred că prima dată ar trebui făcut un referendum, parcă așa spune legea, nu? Modificările constituționale în Parlament se fac cu 2/3. Dacă ai 2/3, poți să faci lucrul ăsta. Fără referendum. Parcă așa ține aminte, dar nu vreau să spun ce nu știu 100%. Ideea este că pare așa că ne îndreptăm spre o situație în care toată lumea este mulțumită. PSD-ul este mulțumit că are la remorcă un partid de dreapta și care îl legitimează după ce au fost ciuma roșie și lepra galbenă sau nu mai știu cum era discuția. Deci PSD-ul acum este legitimat de PNL și de UDMR. Bine, UDMR-ul nu contează, el legitimează pe toată lumea. A legitimat pe toată lumea fiind așa. Pe de altă parte, PNL-ul pare să fie foarte mulțumit să fie la guvernare într-o alianță care să ofere stabilitatea funcțiilor. O să vă spun ceva, ce n-am spus-o nicăieri la nicio televiziune. Și vorbesc cu mulți peneliști, vă dați seama, mă întâlnesc cu ei în comisii, în parlament, pe hol, în plen. Toți regretă această, în primul rând, configurația actuală de conducere, asocierea pe coaliția de guvernare. Cu fiecare om care mă întâlnesc spune, Iulian, e greșit. Hai să fim serioși. Și totuși, nimeni nu îndrăznește să spună public lucrul acesta. Unul, e greșit pentru că ei își pierd puterea lor politică intern. Atunci când tu ție unui partid politic nu-ți mai aparții, este o problemă. Când de fapt primești concerea în plic și ți se spune, ăsta e șeful, pe el îl votați. Când nu mai există o dinamică internă corectă, care a existat până foarte recent în PNL. Și lucrul ăsta trebuie să se întâmple. Trebuie să fie o campanie internă, o concurență între idei și oameni. Atunci când acest lucru nu se mai întâmplă în partide, mai ales partide mari, ele devin amorfe și pe termen lung amorțesc. Lucrul ăsta se va întâmpla cu PNL-ul.
Îmi pare rău, pentru că și noi suntem un partid de centru-dreapta, dar este alegerea lor de a avea un comportament dublu, să se plângă în privat și în public să susțină această guvernare. Doi, pe termen lung, ca și coaliție, nu poate să nu existe un diferențiator între cele două și mereu, de fapt, unii să împingă măsuri de dreapta, alții să împingă măsuri de stânga, același guvern. Că nu poți să spui în același timp și mărim și tăiem pensii. Că nu merge. Eu mi-aduc aminte guvernul Ponta, care a fost guvernul care a propus cele mai liberale măsuri la un moment dat și pe urmă a venit au venit PSD-ul care a propus deci era PSD-ul și pe urmă au venit ceilalți care au propus măsuri social-democrate. Adică, Doamne iartă-mă, nu mai avem niciun fel de... Da, dar acolo era vorba despre o prietenie închegată între doi politicieni. Aici este vorba despre o relație de subordonare a generalului Ciucă față de premierul de drept Ciolacu, care conduce această coaliție reprezentând partidul cel mai mare. Asta se vede în toate deciziile. Domnul Ciolacu merge la Kiev, domnul Ciolacu este în mijlocul conferinței de presă, el face anunțurile importante, premierul de la PNL, de facto, de iure, de fapt, că de fapt e Ciolacu, de iure, el ia act de aceste decizii și le comunică parțial. Pe termen lung, această relație de subordonare totală nu va ține pentru că PNL va face implozie și va trebui să diferențieze. Când se va întâmpla? Nu știm. Vom vedea în viitor. Deci, credeți că se va întâmpla? Da, cred, pentru că este un pact bazat punctual pe un interes din afara PNL-ului, iar acest interes va fi limitat. Orice minciună nu poate să continue. La fel ca și comunismul și alianțe împotriva naturii lor, la un moment dat vor pieri. Da, problema este că comunismul a făcut atâta rău încât urmările le vedem și acum și a făcut atâtea victime și eu n-aș mai vrea să avem victime, deși victime avem datorită scumpirilor, la medicamente este soluția groaznic. Este. Majoritatea în Parlament susținem și noi legea aia, numai să aibă curajul să o pună în dezbatere. Același ministru de 3 ani, guvernarea Orban, guvernarea Câțu, guvernarea Ciucă, ministrul energiei, și nu dă drumul la legislație care să permită exploatarea în Marea Neagră. Este trist, grav. Bun, haideți să vorbim un pic și despre USR. Ce se mai întâmplă în USR în momentul acesta? După plecarea, ieșirea domnului, nici nu știu cum să o numesc, schimbarea domnului Cioloș, a venit domnul Drulă ca interimar, da? Acum, ce se întâmplă în partid? Pentru că, pe de o parte, există voci care spun, domne, pleacă lumea din partid. Pe de altă parte, vedem sondajul de opinie care nu este comandat de dumneavoastră și care vă plasează la 15%, deci cam tot pe acolo. Care este? Este o creștere de la 11-12%. Din guvernarea cu încerea Cioloș la 15, care e guvernarea Drulă. Că e mare? Nu. Am spus, este în aceeași marjă de eroare a unui sondaj care ne plasează cu 3-4% mai sus sau mai în jos. Este un timp de așezare și la USR și mai departe nici nu știu dacă aș putea să comentez. Oameni vin și pleacă pentru că nu sunt legați de funcții de la stat. Și asta este un mare avantaj. PNL și PSD reprezintă mase enorme de oameni care în parte fac campanie, în secunda 2 primesc un loc de muncă la stat sau poziții de conducere în instituții. Deci funcționează ca o agenție de plasare a forței de muncă. Și un partid PNL și celălalt PSD. De asta oamenii sau membrii rămân captivi nu din motive intrisece de alegeri de politici publice sau de perspectiva a partidului, ci pentru că sunt dependenți din punct de vedere al locului de muncă al lor sau a cuiva din familie. Noi, neavând această constrângere, avem o dinamică mult mai puternică și oamenii pot să vin și oameni pot să vină și oameni pot să plece. Ce se vorbește mai puțin este că sunt și mulți oameni care se înscriu în USR. În momentul de față sunt în procesare peste 3.000 de oameni care așteaptă să intre în USR. Și lucrul ăsta nu este puțin. Da, avem multe comentarii, dar uitați, un domn ne spune așa.
Domnilor, lăsați filozofia și uitați-vă și la noi. Avem cele mai mici salarii și pensii din Moldova, zona așa. Avem cea mai scumpă apă din țară, mă rog, nu chiar da pe acolo. Dumneavoastră aveți de toate pentru masa de Paști, dar noi nu. Așteptați zilele votare să mergeți mai departe? Spune așa, mă rog. Ideea era asta. Probabil un om care are venituri mai mici și spune, domne, haideți să mișcăm lucrurile astea care ne interesează pe toți. Prețuri la coșul zilnic, apa, se întâmplă lucruri, tragedii adevărate. Total de acord și îi mulțumesc domnului respectiv că ne-a scris și sunt total de acord că e greu și sunt empatic cu dumnealui. Prețurile cresc și coboară în funcție de prețul de producție în unitatea de producție. O fabrică va vinde produse mai scumpe dacă energia va fi mai scumpă. Dacă noi ne permitem să avem energie proprie, în primul rând o sursă sustenabilă, constantă, doi, poate mai ieftină, pentru că a noastră nu o cumpărăm, aceasta ar regla mult mai bine și piața din România și prețul de la raft al produsului. De aceea soluția este, în această criză din vecinătate și criză energetică, să exploatăm resursele noastre ale țării. Într-adevăr, resursele nu sunt în Neamț acum, resursele sunt în Marea Neagră, ele trebuie exploatate rapid pentru a avea un impact pe masa oamenilor și pe raft în magazin. De aceea soluția este acum legea exploatării resurselor din Marea Neagră, care ne va permite energie constantă și mai ieftină, care acțiune se va răsfrânge și la prețurile de pe raft. Este o acțiune care se poate întâmpla săptămâna viitoare dacă PSD și cu PNL vor să aducem această lege în Parlament și să discutăm cât mai repede pentru a avea un cadru legislativ pentru această exploatare. Bun. În momentul acesta, nu cred că singura soluție care trebuie luată, de singura măsură, este doar aceasta. Este foarte importantă, esențială să se aplice legea offshore. Dar eu aștept, inclusiv de la dumneavoastră, să ieșim un pic din șablonul acela. Sunt vremuri în care trebuie luate măsuri extreme. Dacă ne-a spus Uniunea Europeană, nu avem voie cu cărbuni, dar în Uniunea Europeană se folosesc cărbunii și au apărut deja voci care spune, da, domne, în perioada asta trebuie să acoperim diferențele. Noi putem porni oricând, cel puțin două grupuri, într-o săptămână. Și nu o facem. Eu aș fi așteptat, inclusiv de la dumneavoastră, alți parlamentari, băi băieți, haideți să facem lucrul acesta. Dar înainte să întrebăm la Uniunea Europeană ce facem și cu certificatele verzi. Pentru că dacă noi producem așa și tot noi după ce ne plătim chestia asta. Adică avem... Păi, ați punctat foarte bine și răspunsul e tot în ce a spus dumneavoastră. Că noi de astă toamnă spunem că s-ar putea modifica prețul la energie dacă pe o perioadă de 6 luni, de un an de zile, eliminăm plata certificatului verde și ducem TVA-ul pe energie la 5%. Și nu au ascultat. Ce au vrut să facă e că noi am spus lucrul ăsta din octombrie până în februarie. Prin februarie domnul Ciolacu a spus că da, într-adevăr, e o idee bună, hai să o implementăm de la 1 aprilie, asta cu 5% pe 5% TVA pe energie. Nu știm cum arată facturile, dacă s-a implementat măsura respectivă, pentru că n-au venit facturile. Eu sunt destul de sceptic. Doi la mână, certificatele verzi și posibilitatea amânării, implementării acestor costuri nu a fost pusă în discuție și nu există o decizie în acest sens. Din nou, nu se reguvernează. Am spus, faceți lucrurile acestea, pot să afecteze pozitiv prețul la factură, suma facturei, prețul la energie, nu s-a făcut. Da. Și din nou, puteți vedea istoricul nostru, adică nu spun de ieri, nu spun că m-ați întrebat dumneavoastră, da, cred și eu că e o idee bună, sar în barcă. Nu, asta am spus constant în ultimele 6 luni. Bun. Eu rămân la aceeași idee că în Parlament, în momentul acesta, ar trebui pus o presiune
constantă, zilnică, precum făcea la un moment dat, dacă nu mă înșel, Cato în Imperiul Roman, când spunea la fiecare ședință pe care o aveau acolo, la finalul ședinței spunea: da, dar Cartagina trebuie distrusă, știți? Așa și aici. În fiecare zi, da, dar trebuie legea offshore, trebuie să dăm drumul la producția de energie proprie, deci trebuie să vedem ce facem cu oamenii. Poate în felul acesta s-i grăbesc lucrurile. Da, mă rog, eu nu sunt politician, m-a ajutat sau din greșeală nu sunt politician. Haideți noi să vedem lucrurile acestea, numai că nu suntem auziți. Și plus că există o majoritate care poate să facă lucrul ăsta dacă vrea mâine. Nu vor. Nu doresc lucrul ăsta. Nu doresc că nu pot. Nu doresc nu vor să deranjeze. Era întrebarea pe care mi-am pus-o eu în cadrul emisiunii și nu mi-am dat răspuns. Cine îl oprește pe un domn ministru al energiei în 3-4 guverne diferite să acționeze în numele binelui României? Ce actori interni, externi, privați, de stat îl blochează pe dumnealui să dea undă verde pentru această lege care ne permite această exploatare? Cineva îl blochează. Păi ați fost, o el companie, a fost, el a fost, un om. El a fost ministru și în guvernul, da, guvernul dumneavoastră. Deci, eu am spus de mult că domnul Popescu nu mi se mai pare a fi ministru României. Dar este o altă poveste. Nu am dovezile necesare. Da. Nu am. E părerea mea proprie că el nu mai reprezintă guvernul României. Că el face ce îi se cere. De cine? Nu știu. De unde vine puterea lui? Nu știu. Momentul ăsta vine din Parlament, formal. Mai mult decât ce vine din Parlamentul României, nu știu, dar este foarte bizar de ce această lipsă de activitate și acțiune din partea lui. Ceva e bizar. Cineva îl oprește. Ceva îl oprește să folosească resursele României. Nu știu cine, că aș vorbi despre asta, dar nu pot să vorbesc pentru că pur și simplu nu știu cine este acest actor public sau intern care îl oprește. Cine? Dacă e Cotroceniu, dacă e o companie privată, dacă este o instituție a statului român, dacă este un grup de interese din PSD, PNL, nu știu. Dar ceva se întâmplă. Bun. Să ne întoarcem la partid. Au apărut niște luări de poziție în diferite medii, chiar și pe Facebook, pe grupurile respectivilor oameni, privind posibilitatea ca domnul Cioloș să părăsească partidul și să-și creeze o nouă formațiune politică. Domnia s-a explicat cumva că nu se pune, dar că... Adică nici așa, nici așa. Cum se văd lucrurile astea din interior? Eu știam că domnul președinte Cioloș a infirmat acest lucru. Că a încercat, că n-a încercat, lucrul ăsta nu-l știu. Nu pot să-l știu. Cert este că noi am intrat... Câți parlamentari am intrat USR Plus împreună? Ăștia suntem împreună la grupul parlamentar. Nu există formal alt grup parlamentar, o altă facțiune plus decât cea USR. Sper să fim puternici împreună mai departe. Sper că aceea ne-a unit până acum să continue și să întărească. Dar de asemenea cred într-un spirit liberal și în decizii proprii și asumate. Nimeni nu poate sta cu forță, nici USR, nici Plus. Sunt oameni care vin, sunt oameni care pleacă. Respectăm deciziile fiecăruia dintre noi și luăm act de ele. Dar eu cred că în aceste momente grele pentru România, încă o fragmentare a unui partid de opoziție, în cazul acesta partidul USR, nu ar fi numai decât un lucru bun, dar, dincolo de opinia mea, respect opinia și decizia oricărui om din USR de a rămâne sau de a pleca. În momentul acesta, integrarea USR Plus, dincolo de denumire, în ce măsură este realizată? Pentru că nu cred că este realizată 100%. Este o întrebare foarte bună la care o să am un răspuns sincer. Și când te căsătorești, rămâi împreună, dar doi indivizi separați, cu identitatea ta, cu bagajul tău, cu experiențele tale de acasă, cu un ideal comun de a-ți crește copiii și de a forma un cuplu și de a căuta binele comun și fericirea împreună,
Nu încercând să-l faci fericit pe celălalt, ci încercând să te faci fericit pe tine, împărțind cu celălalt fericirea ta. Cred că... E frumoasă comparația. Și la Plus și la USR sunt lucruri care sunt într-un grad de coeziune foarte mare și sunt lucruri care în continuare au înțelegeri diferite. Aceste lucruri cred că ne fac mai bogați. Dar au fost miniștri în guvernarea USR și de la fostul USR și de la fostul Plus și acum la Parlament la fel. Există parlamentari din fostul USR și fostul Plus cu poziții de conducere. La Neamț am avut un subprefect de la Plus, un subprefect de la USR. Adică mereu vor fi puncte comune mai puternice, mai sudate. Mereu vor fi diferențieri care rămân evidente între unii și alții. De ce vă întreb? Uite, îmi vine acum în minte exemplul Bicaz. Da. La Bicaz, USR-ul în momentul ăsta, teoretic, eu zic pur teoretic, dar e și practic, are un viceprimar. Da? Deci domnul fost militar de carieră. Domnul Surdu. Domnul Surdu. 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 În PSD se discută foarte clar că el va fi viitorul candidat al PSD-ului. Au fost și niște voturi prin Consiliul ăla acolo discutate, nu s-au prea... Lucrurile astea, el venea din partea de Plus, dacă nu mă înșel, da? Acum nu mai știm exact care e situația. Asta am întrebat de integrare. Acolo a fost foarte evident o alianță Plus cu PSD care a dus la ocuparea unei poziții de viceprimar a colegului Răzvan Surdu. Nu ne putem îmbăta cu apă rece. Nu a votat PNL-ul acea poziție în alianța respectivă. Și a fost foarte asumat. A fost cu permisiunea și cu înțelegerea tuturor celor implicați. Acum că pot exista alte opțiuni, că USR-ul pune sub semnul întrebării anumite decizii, da, bineînțeles că lucrul ăsta există și încurajez pe colegi să discute împreună, să găsească soluții mai bune împreună și să nu ia servite decizii nici dintr-o parte, nici din alta. Pentru că sunt sigur că au capacitate să facă asta. Și cei de la fostul Plus și cei de la fostul USR. Dar da, acolo a fost o colaborare pe partea stângă. Nu PNL a votat candidatul Plus pe Răzvan, care am o relație foarte bună și a fost o înțelegere bine. Acolo voi vreți să mergeți împreună și Răzvan poate ajunge viceprimar. A fost vot și de la USR și de la Plus pentru și de la PSD pentru Răzvan Surdu viceprimar. Este o chestiune asumată. În momentul acesta dumneavoastră... Dar într-adevăr contestată de unii colegi și care poate să fie îmbunătățită prin anumite voturi. În momentul acesta, dumneavoastră sunteți președintele organizației județene. Se știe că la un moment dat, când au fost alegerile, cei doi viceprimari pe care îi aveți la municipii s-au plasat într-o tabără, să-i spunem, adversă. În momentul acesta, cum vedeți dumneavoastră ca președinte al USR activitatea celor două primării prin ochii celor doi viceprimari și activitatea lor? Toată evaluarea activității celor doi colegi rămâne o chestiune de analiză și discuție internă. Nu pot să fac analiză la televizor înainte să am discuții cu ei sau să vorbim împreună în forurile de decizie locale. De aceea mă uitam că se uită la noi. Da, îi respect și îi salut cu drag. De aceea nu voi face niciun fel de afirmație. Toate deciziile și analiza și comentariile le vom face toți împreună, și ei față de mine și eu față de ei în forurile noastre interne. Dar mă bucur că sunt prezenți acolo, mă bucur că își fac treaba și cred că e important ca acolo unde reușim să avem alianțe dincolo de, de lipsa de guvernare națională, e bine că ei sunt prezenți și că eu cred că influențează direcții bune din pozițiile pe care le ocupă în acest moment. De aceea, pentru noi reprezintă o speranță
că, în ciuda faptului că nu suntem prezenți în guvernarea națională, la nivel local știu că atât Marius cât și Radu influențează decizii bune pentru comunități acolo unde sunt prezenți. Ce speranțe mai sunt din punctul de vedere al USR-ului pentru o viitoare colaborare pe dreapta, deși dreapta nu există așa cum o știm noi? Păi este o speranță foarte mare, pentru că am spus că există o alianță nenaturală între PSD și PNL și evident că la un moment dat, după ce va face o implozie maximă și va scăpa și de povara acestui lider, PNL-ul se va întoarce la o guvernare de dreapta, care va veni cu soluții foarte concrete și care va lăsa moșteniri bune. După ce trecem de acest moment greu, când de fapt deciziile la PNL nu se mai iau în interiorul partidului, ci vin în plic. Problema nu va fi la PNL. Problema va fi la parlamentarii ostilizați de către PNL, care nu îi vor mai permite acestuia să facă o negociere în exclusivitate cu cifrele parlamentare pe care le avea în decembrie 2020. De aceea, elementul Orban trebuie să fie luat în considerare într-o chestiune a unei guvernări pe centru-dreapta cu PNL, pentru că acum PNL este mult mai slăbit și ca procente, și ca facțiuni interne, și ca parlamentari care au plecat din partid. Dar eu cred că se va reface această guvernare, este o chestiune de timp. Că vorbim de luni, că vorbim de un an de zile, că vorbim de săptămâni, nu cred, dar luni sau chestiune de timp va fi până când se va reface această guvernare, pentru că pur și simplu cea actuală este împotriva firii. Înțeles. Județul Neamț. Județul Neamț, spunea cel care ne urmărea, că este unul din județele cele mai sărace din zona Moldovei, nu se compară cu restul țării. Județul Neamț, pe de o parte, avem această realitate, prețuri mari, salarii mici, etc. Pe de altă parte, avem realitatea de pe Facebook. Dacă ne uităm pe Facebook-ul, de exemplu, al președintelui Consiliului Județean, în fiecare zi vedem realizări mărețe, care nu le discut eu acum aici. Avem realitatea bugetarilor din Neamț, și când mă refer la bugetari, nu mă refer la cei care lucrează prin descentralizate, unde sunt niște activități. Vorbesc de cei care sunt, după părerea mea, la supranormativ prin Consiliul Județean și prin alte și prin primării. Și avem realitatea celor care trăiesc de azi pe mâine, a pensionarilor, a celor cu salarii foarte mici. Dumneavoastră, unde vă încadrați în această... Cum vedeți cele două realități și unde vă încadrați între ele? Ați făcut o analiză foarte bună, cu mențiunea că mai lipsește o parte din această analiză. Iar partea care lipsește este cea a diasporei care trimite bani în județul Neamț și care susține județul. Corect. Cei mai mulți bani nu sunt nici în buzunarul bugetarilor, nici în buzunarul celor din mediul privat, ci în buzunarul celor care acum au făcut să existe o întrepătrundere socială și economică între Neamț și Occident prin aportul celor care vin, pleacă, investesc, lucrează acolo 3 luni, vine aici 3 luni, poate își fac o mică afacere, încep un startup aici. De aceea, pentru mine, Neamțul este, într-adevăr, așa cum ați spus dumneavoastră, un puzzle foarte multicolor din punct de vedere al provenienței resurselor și care ar trebui să acorde mult mai multă atenție în această direcție. A viitorului, a copiilor, a educației. Dacă din serviciile publice, educație, sănătate, reușim să avem oferte mult mai bune, eu cred că atunci viața va fi mai bună atât pentru cei care lucrează la buget, care sunt bugetari, lucrează în instituții de stat, în mediul afaceri, dar și pentru cei care se gândesc că Neamțul poate fi un loc de ședere permanentă. Și aici mă gândesc la toți cei care vin și pleacă din diaspora, ceea ce din punct de vedere sociologic reprezintă o proporție foarte mare. Avem cele mai multe firme de transport internațional sunt în județul Neamț, din toată Moldova și Suceava, într-adevăr, pentru că sunt foarte mulți care vin, pleacă. Echipe de muncitori care vin și pleacă, care aduc aici capital, cred că le-ar fi și lor mult mai bine continuând această formă economică hibridă
dacă atunci când ajung acasă le-ar fi mai bine din cel puțin aceste două puncte de vedere. Educație pentru copii, să mergi la școală și copilul ăla să răspundă atunci când îl întreb seara pe pernă, când îl culci și îl mângâi, ce a fost cel mai frumos lucru și el să spună că a fost la școală. Lucrul ăsta nu se întâmplă peste tot așa cum trebuie astăzi. Și doi, dacă ți se bolnăvesc membrii familiei, părinții și duci la spital, să aibă experiență plăcută acolo și să spună că da, mamă, m-am simțit foarte bine îngrijit, mă întorc acasă cu speranță și m-am făcut bine. Dacă aceste lucruri ca servicii publice ar putea fi mult mai bine făcute, cred că neamțul ar putea să fie o ofertă mult mai atractivă pentru mulți. Bun, deocamdată neamțul acum prin ce se vede? Se vede printr-un spital de 600 de milioane de euro? 600 de milioane de euro? În condițiile în care un spital regional este evaluat la mai puțin? Mie mi se pare extrem de mult și mi se pare o evaluare nerealistă. Dar... Și să fie și să nu fie, să existe, dar nu o să fie, pentru că nu o să fie în timpul în care eu o să fiu politician activ aici, adică în următorii 10 ani. Și asta de ce nu o să fie? Pentru că pentru a avea acea investiție cuprinsă în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, pentru că județul Neamț nu mai poate împrumuta atât de mulți bani, ea trebuie să aibă gata un studiu de fezabilitate în perioada imediat următoare. Lucrul exact lucru pe care l-a scris colegul meu, Viorel Cosma, a spus exact lucrul acesta. Iar asta nu se întâmplă. Studiul de fezabilitate înseamnă o analiză profundă a tuturor elementelor și informațiilor care trebuie să stea pe masa unui împrumut, credit, grant din partea cuiva. Chiar și alocare din fonduri naționale. Această analiză nu există, cu toată bună credința față de toți actorii implicați, că-i CJ, că-i minister, că-i guvern, că-i autoritate locală. Există doar un prestudiu de fezabilitate, deci doar o intenție. După ce ai terminat intenția asta, ce ai terminat intenția din aprilie anul trecut sau din mai anul trecut, când a fost urcată PSCAP, trebuie să ai studiul ăsta care durează 2-3 ani, care trebuie să conțină toate informațiile, autorizații, locație, branșament, care să facă dovada proprietății terenului unde se va face investiția, să prevadă surse de finanțare și să aibă toate informațiile. După această perioadă urmează licitația pentru execuție, după aia urmează execuția. Și mai ai trebuie să ai și... Și mai ai și banii, da, trebuie să mai primești și banii. De asta, dacă vrei să nu minți oamenii, trebuie să le spui într-adevăr pașii ăștia pentru a ajunge la un spital care poate să fie peste 90 ani, dacă toate aceste informații și toți acești pași sunt respectați. Ca la autostradă. Acum o să avem autostradă care vine spre Moldova de la București, pentru că în ultimii ani, de bine de rău, unii au făcut, au dat în lucru un studiu de fezabilitate. Alții, adică USR-ul, de exemplu, a găsit sursa de finanțare. Alții acum implementează, chiar dacă sunt întârzieri, aceste proiecte. Proiectul ajunge aici, dar s-au lucrat 5 ani înainte de a ajunge la o implementare care foarte norocoasă. A fost împinsă în PNRR. Mă refer la autostrada A7 de la Ploiești până la Pașcan și mai departe spre Suceava. De asta zic că cu toată buna credință și buna intenție, dacă autoritatea locală, și aici vorbim de Consiliul Județean, nu și-a făcut treaba până acum, n-a prezentat tot acest studiu, atunci nu poți pretinde că poți să ai investiția mai degrabă de 7, 8, 10 ani. Ca la Cluj, poți să ai începerea șantierului pentru metro peste un an și ceva, dacă îți găsește finanțarea, pentru că în ultimii 4-5 ani s-a lucrat pentru un plan pentru metro. Da. Am văzut, să rămânem la lucruri din județ, am văzut comunicatul USR privind numirea inspectorului școlar general. Eu chiar am scris despre acest lucru, material în care am ridicat un semn de întrebare apropo de posibilitatea acestei numiri. Acum trebuie să spun că după ce băieții ăștia din conducerea ministerului au spus că numirea este posibilă, a spus-o un ministru liberal,
nu mai pot comenta lucrul respectiv. Încă nu sunt convins că n-am văzut niciun document cu privire la asta, dar pare ciudat așa să schimbi. Păi face parte din sistemul de tranzacții PSD-PNL în care PNL spune da la tot ce cere PSD. Și PSD a cerut inspectoratele școlare județene. Și PNL a spus da. Ca și atunci când PSD a cerut prefectul la Neamț. Și PNL a spus da. Ca și atunci când PNL a spus da ca PSD-ul să ocupe cele mai importante portofolii în guvernarea PSD-PNL. Este o relație de subordonare din partea PNL față de PSD, în care PSD cere foarte mult, PNL se opune foarte puțin, PSD primește foarte mult. De asta și doamna respectivă a ajuns inspector școlar general, pentru că PSD a cerut și PNL a acceptat. Am înțeles. Dar numire pe care noi am contestat-o... Am văzut. Am luat distanță față de ea și am criticat-o. Adică chiar citeam azi dimineața, înainte să ajung la dumneavoastră, un comentariu din partea unui jurnalist, se numește, și o să dau numele, Alex Nistor, de la Roman TV, și spune așa... Foarte bine, da. Domnule, vedem o fotografie cu doamna nouă inspector general școlar în fața unei biblioteci. Dar spune el, pun pariu că este o fotografie photoshopată. Și într-adevăr, pare o bibliotecă care nu ține de județul Neamț, nu ține de zona noastră, ține așa o chestie de fantezie. Ce mi-ar place mie, Florina Moise, să fie o bibliotecă. Dar din nou, când tu chestia asta n-ai văzut-o, n-ai făcut-o, câte biblioteci moderne, bune, a făcut doamna respectivă în 25 de ani de activitate de, nu știu, educator, ne spune dumnea ei, și de director de unitate școlară. Nu știu, să le vedem, să le punem pe Facebook. Dacă există biblioteci în județul Neamț, sau așa cum s-a pozat ea, cu becuri frumoase care curg, cu lumină caldă... Poate era doar un cadru în care se prezintă... În politică trebuie să... fie o corelare între fotografia pe care o pui și realitatea în care lucrezi. Nu poți să pui fotografii cu bătrâni americani în azile, tu vorbind despre politici publice în azile din România, care nu au bătrâni fericiți cu dinții albi și care beau cafea pe iarbă verde în fața unei clădiri care arată din secolul 21. De aceea trebuie și în comunicare o corelare a intențiilor cu a faptelor. Iar lucrul ăsta nu l-am văzut cu tot dragul pentru femei în funcții publice, nu l-am văzut la doamna Moise. Adică sunt o mulțime de directori de școală din județul Neamț care ar fi fost potriviți, care au făcut o mică revoluție în comuna lor, în satul lor, în liceul lor, în orașele și municipiile din județul Neamț. Am avea resursa umană în județul ăsta să avem niște oameni care... au făcut performanțe în societatea civilă cu acțiuni conexe activităților școlare și școlile din rural și în urban. Avem așa ceva. Doamna Moise, în perspectiva mea, nu intră în această categorie, dar noi urăm mult succes. Da, și noi urăm mult succes. Să încheiem emisiunea, tot se apropie o sărbătoare importantă. Unii au sărbătorit deja, alții sărbătoresc. Eu sunt un norocos, sărbătoresc de două ori, așa că o să le urez Paște fericit credincioșilor ortodoxi, sărbători frumoase și timp de calitate împreună cu cei din familie. Paște fericit tuturor din partea mea și din partea colegilor de la USR. Același lucru vă spun și eu, oameni buni. O să încercăm, dacă va exista disponibilitate de la toate partidele, ca o dată pe săptămână, la final de săptămână, să încercăm dezbateri punctuale pe domenii și să invităm de la fiecare partid, pe cine deleagă partidul, să vină în aceste dezbateri, pentru că Neamțul suferă din acest punct de vedere. Nu mai avem discuții pe proiecte, nu mai avem discuții pe domenii de activitate. Uitați, vorbeam de spital. Ar fi fost interesant o dezbatere privind spitalul, numai și dintr-un punct de vedere. Facem un spital nou? Da, uite, acum eu spun, sunt Harry Potter și, scuzați, și am făcut spitalul. Eu mai pun o întrebare. Ce facem cu cel vechi, de exemplu? Și mai sunt multe asemenea alte discuții care ar trebui purtate. Oameni buni, un
sărbători cu bine, să fie bine atât cât se mai poate în această țară. Mulțumesc celor doi invitați și dumneavoastră vă doresc sănătate.